stimați prieteni, sunt suficient de copleșit încât nu prea îmi găsesc cuvintele. Recitalul extraordinar al domnului Dan Chepac m-a aruncat în urmă cu vreo 51 de ani, când modestele mele puteri am încercat și parcă am și reușit cumva să organizez la Iași un cenaclu care se chema Cenaclul Moldavia, un cenaclu care a funcționat până în, din 1974 până în 2010. Dar de domnul Dan Chepac mă leagă cel puțin două întâlniri cu cenaclul Ateneu, cu Mihai Tatulici și cu Benedict Popescu, un foarte bun inginer și un folchist de excepție. Am fost în niște turnee, dacă vă mai amintiți, prin niște păduri, cum am rămas noi potmoliți, în fine. De Florin Bălănescu mă leagă un timp aproape istoric. Nu știu exact când l-am cunoscut, dar cu siguranță l-am cunoscut de foarte mult timp. Nu știu nici dacă mai era student, dacă era inginer, dar nu mai știu ce era. Dar oricum era unul dintre cei mai apropiați și mai fideli oameni care veneau la Casa de Cultura Studenților și se ocupa cu mare seriozitate de muzica folk. Vreau să vă spun că la acest cenaclu, și el poate confirma Florin multe lucruri, pentru că a fost acolo, m-a ajutat foarte mult. Avea cunoștințe foarte serioase, foarte vaste în ceea ce înseamnă muzica folk, ceea ce înseamnă relația dintre oameni, pentru că la un asemenea spectacol, cum organizam noi, el chiar știe, începea la ora 10 seara spectacolul, dar la ora 7, Casa de Cultura Studenților, care avea atunci 1000 de locuri, avea peste 2500 de spectatori, poate să confirme, și de la 10 până la ora 6 dimineața ținea acel spectacol de muzică, de umor și de poezie, și la ora 6 abia reușeam să-i scot mai cu forța din Casa de Cultură, pentru că până la urmă îi lăsam acolo și plecam. Spuneam, vreți să stați? Stați, eu plec. Da, acestea au fost niște chestiuni la care Florin a participat. Ce pot să vă spun? Să vă spun că, deși sunt de un pic decepționat, mă așteptam să fie mult mai mulți iubitori de muzică folk, mai ales că a venit unul dintre cei mai reprezentativi folkiști din folkul românesc, Dan Chepac, așteptam să fie mai multă lume, dar nu fac ca profesorul care își critică elevii prezenți pentru cei absenți. Să nu vă mai țin de vorbă, vă spun doar atâta că prietenul meu Florin Bălănescu uneori îmi dă telefon, de fapt îmi dădea telefon, acum îmi dă dar cu alte interese, uneori îmi dădea telefon și mă întreba cum scrii tu asemenea poezii și de unde ai asemenea talent. Nu mă laud, întrebați-l, el spune așa, eu citesc din memorie. Sigur că îmi făcea mare plăcere, el recita sau spunea versuri din poeziile mele, avea dialoguri cu ascultătorii, poate că mă mai și mințea ca să mă facă să mă simt bine și eu chiar credeam ceea ce spune, pentru a nu mă înșela prea mult la vorbă, am să vă citesc un poem din această carte, Sfera de Apă. Mă gândeam la Nina Corcinski acum și la Grigore Viero și este o carte mai greu de manipulat, așa că
Un țăran când pleacă. Un țăran când pleacă la culcare, îi se duce, adică, la ei săi în cimitir. Un prosop curat își scoate din sertare și pe față și la șterne patrafir. Greierii din râurile tremurate în taină, nopțile cu acum gând și în amintiri. Îl împodobesc, îl mângâie și îl caine, tot plecând sunt apele subțiri. Și îl calcă încet pe area cosită, proaspăt fulgerată de osânda sa. De aici nimic nu-l duce în ispită, drumul lui se afundă în cerul undeva. Peste față își trece încet lumina din prosop, țesut cu mâna mai de mult. Roai tulbură cu ceara acum retina, la plecarea sa și umbra i-a căzut. Un țăran când pleacă la culcare, când se duce la ei săi plecați în cer, știe roa din privire, nu-l mai doare, sufletul îi se îmbracă cu mister, iar el calcă încet peste câmpia rece, greierii au foc din râul din priviri, el lumina lor pe față încet și-o trece și de acum fotografie și amintire. Un țăran când pleacă sub câmpie, un prosop curat își scoate din sertar și își așterne pat spre veșnicie și cu cer se spală și respiră rar. Tot respiră în taină apa din izvoară, apa de pe grâul care l-a însoțit. El învață în șoaptă umbra cum îi zboară, tot plecând sub ploape roaia a înflorit. Greierii au foc în râu, din privire satul întreg se adună în alai. Când țăranul pleacă începe să se mire grâul copt în pâine și în mălai. Un colac de ceară luminând tăcere sub pământ îl însoțește în gând drum, iar el calcă încet pe poarta spre înviere și în urma lui se înalță un stâlp de fum. Un țăran când pleacă la culcare, când se duce la ei săi în cimitir, un prosop curat își scoate din sertare și pe față și la șterne patrafier. Mulțumesc! Mulțumim poetului Adrian Mancu și pentru frumoasele cuvinte și pentru recitarea acestui poem. Ne întorcem la Florin Bălănescu. Numele lui este indisolubil și iremediabil legat de Radio Iași, așa că Radio Iași nu putea să lipsească de aici. Deci o invit pe doamna Daniela Vlad să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Vă spun tuturor că pentru mine seara asta este recuperatoare. A venit Maria, nu am recunoscut-o, că n-am mai văzut-o de 30 de ani. Și îmi zice, îți amintești când ne-a dus Florin la film, ce film ai zis? La Tăcerea Miilor. Și eu am venit și la, tu ne-ai dus la Tăcerea Miilor? Că eu nu mi-amintesc chestia asta, nici tu. Așa. Mai voiam să vă spun, am descoperit că și eu am ratat chestii. Eu am dus oameni la concerte clasice, dar n-am nimerit concertul cel mai bun pentru ei și nu le-a plăcut și n-au mai venit. Eu cred că am nimerit la concerte de folk și dacă ascultam cântecele tale acum, pe care mi le-ai cântat acum, sigur mă îndrăgosteam și eu de folk. Cât timp pierdut. Da, 30. Am găsit-o... Da, am este vina de Florin, că nu... Da, el este. Când am descoperit că el e cu folk-ul, noi făceam programe muzicale pentru colegii noștri, dar lui nu puteai să-i faci program, pentru că el venea cu preferințele lui. El era cu folk-ul, el era cu rock-ul.
era atât de personal și de creativ. De fapt, toți făceam un fel de radio, așa, ca o primăvară, ca o copilărie, că cream din propria inspirație, nu că ne-am fi dus la cursuri de jurnalism, da? Am mai fost și pe la cursuri, dar nu știu cât am prins de acolo. Apropo de radio, Florin, mi-ați inspirat un gând, așa cum radioul este efemer, dar iată că rămâne. Mi-am amintit o poezie de Mihail, măi, vă spun și eu o poezie, dar nu o strofă, de Mihail Codreanu, care spune așa: bătrânii spun că apa trece și pietrele rămân. Și eu vorbesc prea aproape, nu de microfon. Dar altfel lucrul se petrece pe tot întinsul glob bătrân. Că piatra, cât e ea de tare, se macină și trece stând, dar peste trista-i măcinare, doar apele rămân curgând. Vă mulțumesc, Ioana, unde ești? Îți mulțumesc pentru că, așa cum spune și Florin, tu ne-ai ajutat să ne recuperăm niște amintiri extraordinare, să recuperăm anii cei mai frumoși în care nu știu ce credeam că o să facem noi cu radioul, dar am făcut fiecare cât am știut și tot ce am putut mai bine. Îți mulțumesc, Florin, pentru frumoasele emisiuni. N-am ascultat decât câteva. Ce? Știți care era tragedia în acei ani? Acum totul se păstrează. Bun, Radio Iași n-are nici astăzi arhivă online, că nu am meritat. Dar pe atunci aveai banda magnetică. Și făceai o emisiune frumoasă. Ziceai, două, asta s-o păstrez. Dar de unde? Că nu erau benzi și trebuia să venea omul, trebuia înregistrat și puneai peste o emisiune. Și uite, eu nu știu cât ai păstrat tu, dar la mine s-au dus, așa, știi? Asta, au fost ani frumoși, au fost și multe greutăți, dar iată că sunt oameni care ne ajută să păstrăm totul și să ne bucurăm. Ce stai după mine? Pentru că ascult. Pentru că îți mulțumesc foarte mult, Ioana. Ți-aduce aminte cât a durat până ați acceptat să stați de vorbă cu mine? Pentru că nu eu mă sunt cunoșteți? Mai mulți? Da, pentru că nu sunt asta înseamnă să nu o persoană vorbe. Chiar autorizată. Nu, nu erai tu acolo. Era cât puteam eu să spun despre Florin și o să vă uitați prin carte și o să vă dați seama că eu n-am putut să spun despre Florin decât foarte puțin și nu meriți așa ceva, Florin, iartă-mă. Chiar te-aș fi rugat. Da. Ioana, scuze-mă dacă spun ceva care nu mai noi știm, pregătește ediția a doua acestor cărți. Foarte scurt. Foarte scurt. Este locul Florin Bănănescu să-mi spună cu cine vorbesc eu acum. Hai, Virginia, vei. Bună seara, dragii noștri. Sunt profundă emoționată pentru tot ceea ce am trăit în seara aceasta. Mi-am dorit din tot sufletul să vin, să ajung, să fiu alături de dumneavoastră. Bacău. Tocmai din Bacău am venit, nu așa de departe. Dar mă bucur că am reușit să fiu și eu una din participantele emisiunii Dialoguri Nocturne și sunt mândră pentru asta. Și sunt mândră că am cunoscut pe domnul Florin și marea familia Radioului Iași, care mi-au fost prieteni și îmi sunt și vor rămâne, chiar dacă eu în Bacău sunt vitregită, nu pot să ascult Radio Iași. Așa se întâmplă. Mulțumesc din suflet! Bună seara! Ăsta este salutul meu pe care îl foloseam la Dialoguri Nocturne. Bună seara! Eu
Iată ce înseamnă să ai calități vizibile, palpabile, cum este domnul Dan Chebac. Dar eu, care sunt Lidia Chebac, pe mine nu mă ia în seamă nimeni. De ce? Pentru că acele calități care sunt evidențiate, ale mele sunt ascunse. Și în zilele noastre nu e bine să le arăți. Păstrează-le acolo și du-te cu ele în ceruri. Vreau să spun despre, adică mai mult să-i mulțumesc domnului Florin Bălănescu pentru tot ce am învățat în emisiunea Dialoguri Nocturne. Domnul Bălănescu punea în discuție teme din foarte multe domenii. Eu așteptam cu nerăbdare ora 22 să văd ce temă se va discuta în seara respectivă. Ne-am învățat foarte multe și suntem mulți care regretăm că această emisiune nu mai există. Eu mulțumesc foarte mult, îi doresc domnului Bălănescu să fie sănătos și să fie fericit alături de minunata lui familie. Bună seara! Bună seara! Vă salut cu drag și cu bucuria și cu emoția acestui eveniment la care m-a invitat Florin Bălănescu și mulțumesc. I-am mulțumit și la microfonul de la Radio Moldova zilele acestea, dar și în octombrie, atunci când vocea lui a fost auzită la matinal de weekend, dar și vocea lui Dan Chebac. Și mulțumesc și Marie Mocanu pentru că ea a fost acest sfetnic care a făcut această legătură frumoasă între noi. Ori oamenii se adună și vreau să spun că chiar e un miracol că am cunoscut asemenea împărați. Ori am venit la Iași, de la Chișinău, deci spre Iași 5 ore. Am mers așa ca spre, mă gândeam, zic, Doamne, e atât de departe și atât de aproape. Am mers ca spre împăratul roșu sau împăratul verde. Și cu adevărat sunt împărați în ale muzicii și în ale cuvintelor pe care le respir frumos de câte ore l-aud pe Florin Bălănescu. L-am privit zilele acestea și într-o emisiune televizată, dar și la Radio Moldova, atunci când am avut parte de acel dialog în direct împreună cu Ines. Și el, de emoție, mi-a zis Maria, dar eu nu m-am supărat. Da, se gândea la Maria Mocanu. Și mă bucur pentru că are această sensibilitate pentru Basarabia. Am văzut emoția lui și atunci la lansarea acestor cărți și la Chișinău, eveniment pe care l-a organizat Maria Mocanu. Atât de frumos și un adevărat regal al chitărilor și al vocilor, pentru că au fost mulți oameni de radio care povesteau despre Florin Bălănescu la noi, la Radio Moldova, și despre Dan Chebac. Iată, sunteți legende, legende vii. Le-am zis ascultătorilor și duminica asta, că vin, duminica trecută, că vin la Iași și voi duce energia de aici, de partea cealaltă de Prut. Deci nu vă imaginați ce valoare au aceste întâlniri cu ai noștri de partea aslaltă, ori în emisiunile mele, în toate emisiunile, de fapt. Nu cred că e vreo emisiune în care să nu fie cineva de partea aslaltă de Prut. Cred că acum mai mult ca niciodată trebuie să fim solidari și poate, cine știe, ne vedem visul de unitate
împlinit. Am filmat, am înregistrat, vreau să realizăm poate mâine dimineață sau, nu știu, vedem cum ne reușește o conexiune în direct. Vreau neapărat să realizez și un dialog cu domnul Chebac. Am difuzat primele două melodii pe care le-ați cântat aici în emisiunea mea la matinal de weekend. Trei melodii le-a difuzat într-o emisiune și Emilia Ghețu, care vă transmite salutări, se închină de sănătate și să știți că vă iubim. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim și noi vă iubim și nu e doar în seara asta. E dintotdeauna și pentru totdeauna și mă prind și pe mine în păsă. Cânt și cuvânt, doamna Maria Mocanu, artist al poporului. Am zis că dacă mi se vor împletici cumva degetele între corzile chitării, va fi de vină de un Chebac. Așa că... Uneori viața o povară îmi pare, care numai chinuri datumea. De tine mă găsc în fiorare, iubirea mea, iubirea mea. De n-ai fi tu, iubire, cu a ta lumină, în astă lume ca de gheață. De n-ai fi tu, iubire, cu a ta grădină, cred că mi-ar fi teamă, teamă de viață. Visele ca lotuș, ca un tainic nume, se desfac în vii cu sorii tăi. Este bine totuși să te naști pe lume, dacă ai norocul dragostei. În zadar tu, Doamne, erai meșter mare, flori zidind și fagure și stea. De nu creai în sfânta ta lucrare și dragostea, și dragostea așa de bine numii, nici în casa mamei, ca lângă draga mea ființă. Dar în piept amar tot se mai strecoară, uneori tristețea și o suferință. Și mă tem de iarnă, și mă tem de toamne, care știu că vor veni curând. Drept a zis poetul că iubirea Doamnei este fericirea tremurând. Drept a zis poetul că iubirea Doamnei este fericirea tremurând. Care îl dădea cel mai des Florin pe post, se numește Portret cu cireșe pe versurile Anei Blandeană. Și care îi place și Ioanei, de altfel, da? Cânti cu mine, Ioana? Se mai coc lângă urechi, asta
copilărești, tu încă ești ca și atunci, reșetul ce copilărești, tu încă ești ca și atunci. Ușor din numeri când te îndoi, foi de trifoi, tu încă numeri, tu încă pui ca alte ori, cum de flori pe sub gutui, tu încă pui ca alte ori, cum de flori pe sub gutui. Și pe sub prun, pe sub caiș, cu ochii închiși, tu încă adun luni și cu marți și joi cu vineri, de anii tineri să mă desparți, luni și cu marți și joi cu vineri, de anii tineri să mă desparți. Mi se mai coc lângă urechi, astăzi perechi, mâine deloc, ci reșetul ce copilărești, tu încă ești ca și atunci, reșetul ce copilărești, tu încă ești ca și atunci. Dulce galbene lumine, cum și eu băla eram, mi-a pus mama o gutuie ce se coace încet la geam. Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprinde un fel de jind. Și acum când trece anul, parcă o simt îmbătrânind. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Mama mea n-avea nici globuri, nici beteală și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile împodobea. Mi-a pus mama o gutuie la fereastra dinspre drum. Și acum când luminează, n-am putere s-o consum. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Parcă are-n ea ceasornic și al mamei plânset sfânt, luminează și se stinge o gutuie pe pământ. Luxul mamei cel mai mare când copii ne mai simțeam era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Alia, am să te rog să nu pleci fără să cânti romanța aceea extraordinară. Mai târziu, mă rog. Așa, între timp, cu siguranță îi rog pe cei doi maestri care ne-au emoționat atât de tare să-și pregătească și finalul pe care n-au avut vreme să-l anticipeze, dar sunt sigur că vor găsi o formulă. Da, 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 nu am uitat nicio grijă, am agenda pregătită. Voiam să câștig puțin timp ca să revenim la o ascultătoare de-a noastră, doamna Cătălina Teinea, Dialoguri Nocturne, văzute dinspre partea cealaltă a radio.
Acum, pentru că am stat mult de... Nu vă țin mult. Cu nepotul meu o să vă spun o poveste. Și o să încep exact ca o poveste. A fost odată, ca niciodată, o emisiune a stărilor sufletești, nocturne, când oamenii vorbesc încetişor, molcom, așa cum se cade la o oră târzie din noapte. Nu sunt cuvintele mele, aș fi vrut să fie ale mele. Le-am reținut, sunt a Domnului care nu mai este, Iurie Sadovnic. El nu mai este printre noi, Dumnezeu să-l odihnească. Dar una din aceste emisiuni a spus aceste cuvinte. Această poveste, Dialoguri nocturne, ca orice poveste, purta de fiecare dată un mesaj ascuns, ascuns cu multă delicatețe de domnul Florin Bălănescu, transmis nouă ascultătorilor, lăsându-ne bucuria de a descoperi mesajul care venea spre noi. Emisiunile purtau unele promisiunea unui zâmbet, uneori a unei lacrimi, lăsându-ne de fiecare dată un pic mai frumos sufletește. Domnul Florin Bălănescu dăruia picătură din sufletul lui și pentru asta îi mulțumesc din suflet. După ce s-a terminat emisiunea Dialoguri Nocturne, am închis radio și ascult doar Radio Cultura. Nu mai pot să ascult Radio Iași. Am recunoscut vocea Danielei Vlad, nu, doamnei, sau am greșit? Daniela Vlad. Da, doamne, am recunoscut-o, dar eu nu mai deschid radio, să nu vă supărați. Okay. Dar v-am recunoscut vocea. Nu știam cum arătați. Vă mulțumesc. Reîncărcat din nou. Deci, după ce terminăm de cântat, nu fugiți, cred că avem o mică tratație din partea doamnei Ciulei. Cred că și Florin și Dan sunt, și doamna Bucanu, bineînțeles, sunt dornici să dea autografe, să stea de vorbă, să facem poze, adică nu plecăm și fugim, da? Bine, da? Și să nu uităm, spiritul jucă ușa la aceste întâmplări, doamna Ioana Doreanu, fără de care nu se întâmpla absolut nimic. Florin Bălănescu să-i cântă o romanță, nu știați că ea mă îndrăgește și romanța, deci oare eu te-am cunoscut? De ce oare eu te-am cunoscut? Și de ce pe brațe te-am ținut? Gura tu de ce mi-o sărutai? Dacă ai vrut uitării să mă dai, gura tu de ce mi-o sărutai, dacă ai vrut uitării să mă dai. Fără tine nu miroase nici o floare, fără tine viața n-are rost, sub privirea ta mângâietoare totdeauna fericit am fost, sub privirea ta mângâietoare, totdeauna fericit am fost. Iată că a venit și despărțirea și-am rămas numai cu amintirea, amintirea serilor de mai, când pe buze tu mă sărutai. Amintirea serilor de mai, când pe buze tu mă sărutai. Ca pe o floare între spini m-ai aruncat, sufletul rănit mi l-ai lăsat. Tainic în tăcerea nopții plâng, că la pieptul meu nu te mai strâng. Poate că într-o zi, în drumul meu,
soarele va răsări din nou. Același drum la doi, nu am urcat pe scurt același munte, e mare depărtarea dintre noi. Nu-mi judeca greșelile făcute, n-avem aceleași lecții de învățat. N-ai cum să înveți nici rănile din suflet, nici demonii cu care m-am luptat. Nu mă privi de parcă mai cunoaște, pe chipul meu nu pot citi nimic. Închisă este poarta către mine, iar ochiul se țarunță atât de mic. Nu mă privi de parcă mai cunoaște, pe chipul meu nu pot citi nimic. Închisă este poarta către mine, iar ochiul ce ți-arunci atât de mic. Mi-am înfruntat din după zi destinul și nu m-am plâns chiar dacă mi-a fost greu. L-am judecat pe cel de lângă mine și nu l-am uniat pe Dumnezeu. Și nu m-am plâns chiar dacă mi-a fost greu. N-am judecat pe cel de lângă mine și nu l-am mâniat pe Dumnezeu. Am navigat pe mări volburate când tu priveai adesea de la mar. Nu judeca, deși că nu se poate pune între noi semnul legal. Nu mă privi pe parcă mai cunoaște, pe chipul meu nu pot simți nimic. Închisă este poarta către mine, iar ochiul pe s-arunță atât de mic. Nu mă privi pe parcă mai cunoaște, pe chipul meu nu pot simți nimic. Este poarta către mine, iar ochiul pe s-arunci atât de mic. Veșnic, veșnic, veșnic,
rătăcir de acum. N-or să mă mai cheme peste vise bruma. Singur, 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 vreme de pensie, i-auzi cum mai plouă. Și de atâta vreme a uitat de mine. Tremur, 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 orice ironie rămâne vouă noapte târzie. Plouă, 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 vreme de beție, și s-a ascuns pustiu, ce melancolie. În grabă vreun coleg,
doar tu să fii, iar nu uita iubirea, s-o pui în buzunarul de la piele. Nu-ți să ploi, nu le lua în seamă, e doar o falsă știre să nu crezi. Nu vei avea nevoie de umbrelă, noaptea va fi senină, hai să vezi. Thank you.